Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Drobeta al județului Mehedinți au gestionat 47 de intervenții în situații de urgență în acest weekend. Pompierii mehedințeni au acționat pentru stingerea a două incendii, acordarea îngrijirilor medicale victimelor a două accidente rutiere, pentru transportarea a două persoane supraponderale cu probleme medicale și pentru extragerea unui animal dintr-o fântână. Paramedicii SMURD au acordat asistență medicală unui număr de 39 de persoane, în urma apelurilor primite prin 112. De asemenea, pentru a preîntâmpina apariția unor situații de urgență, cadrele ISU Mehedinți au desfășurat în data de 14 mai o misiune de supraveghere la manifestările desfășurate cu ocazia sărbătorii Liliacului în localitatea Nadanova din comuna Izverna. Un echipaj de paramedici din cadrul stației Strehaia a intervenit la primul accident rutier care s-a produs vineri 12 mai pe raza localității Breznița Motru. În urma accidentului, patru persoane au primit îngrijiri medicale de la echipajele SMURD și SAJ, ulterior fiind transportate la spital în stare de conștiință. Sâmbătă seara, 13 mai, două echipaje de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severin au acționat cu auto speciale de stingere cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD la un accident rutier produs între două autoturisme pe strada Mareșal Averescu din municipiu. În urma accidentului au rezultat două victime conștiente și cooperante care au fost transportate la unitatea de primiri urgențe de către echipajele SMURD și SAJ. Informații despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență pot fi obținute prin accesarea Platformei Naționale de Pregătire în Situații de Urgență, fipregătit.ro și aplicația de mobil DSU, care poate fi descărcată gratuit din App Store și Google Play.